Bună seara, dragii mei! Bună seara, bună seara, bună seara! Bine ați venit la un nou Cato Live! Astăzi o lecturare despre vise, vise simbolice și interpretări subiective. Și dacă este vorba despre vise, da, în vise știm că realitatea este un pic deformată. Că am să mă joc un pic și eu cu această imagine a mea, aceste da, un subiect fascinant, un subiect frumos, un subiect care îmi place foarte mult, ne place la amândoi, nu-i așa? ne place acest subiect. Despre vise, vise. Ce stă la baza acestor vise este starea de transă, să spunem așa, da? Visele astea se aseamănă și cu hipnoza și cu multe stări ciudate, neobișnuite. Da. Există o legătură. Și chiar și în acest simbolism care apare în vise cu simbolismul din diferite viziuni, de exemplu, da? În acest articol, o secundă să văd cum se neobișnuiește. Da, este ok. Verifica dacă mă vom aud. Este bun, este bine așa. Ne vedem bine? Foarte bine, ne auzim bine? Așa. Deci despre vise, vise, visuri. Vise. Îmi place cum sună vise, nu-mi place cum sună visuri. Despre vise am mai multe articole. Interesante articole. Îmi place să studiez, am studiat tot felul și despre interpretarea viselor. Mă pasionează și acest subiect privind interpretarea viselor, care merge în simbolismul viselor și merge în practic în modul de funcționare a minții noastre, modul de funcționare a mentalului, modul în care interpretăm informațiile prin intermediul acestui avatar corporal, da, la nivel de sistem nervos, să spunem, da, cum interpretează el anumite informații. Deci, practic, simbolismul ăsta am cercetat eu până acum, apare deoarece avatarul, creierul nostru, sistemul nostru nervos, cumva se chinuie, să spunem așa, să facă, să ne aducă în conștiență, în mod, să zicem așa, normal pentru noi, pentru experiența noastră de viață și asta, informații pe care le codifică într-un anumit fel. Da? Deci orice informație, de fapt, este, să spunem așa, are la bază o energie codată, da? Pe care creierul, sistemul nostru nervos o decodifică, și ne o aduce în planul conștiinței ca ceva inteligibil, da? Deci încearcă să facă sens. Mintea noastră încearcă să facă sens, da? Da. Asta este baza, da? Mintea noastră, deci practic mintea avatarului, ceea ce ține de funcționarea avatarului corporal, da, organismului nostru uman, avatarului pe care noi l-am preluat în acest joc al vieții, el face tot posibilul ca să ne prezinte, să ne proiecteze, da, în conștiința noastră, este ca o proiecție, să ne proiecteze informații despre lume, viață, despre acest joc, de fapt, acest joc al vieții, să ne le prezinte într-un mod inteligibil, da,
interpretabil, care să facă sens. Da? Deci asta este ideea, asta spun și psihologii mai nou, mintea nu caută adevărul, mintea caută să facă sens, da? Să dea un sens la tot ceea ce noi percepem, da? Tot ceea ce ne parvine prin canalele senzoriale, da? Încearcă să facă un sens, nu caută adevărul, căci nu poate găsi adevărul, s-ar bloca în această căutare a adevărului, de exemplu, la o întrebare simplă, care este originea vieții, da, iar s-ar bloca dacă s-ar axa numai pe acest task, această sarcină de a găsi, da, originea vieții, logica și asta nu poate găsi, da, și atunci s-ar bloca în această căutare, ca un computer, da, la care dai o sarcină, tot lucrează, tot lucrează, nu reușește să o ducă la îndeplinire, că este prea complexă, prea grea. Da? Sunt unele sarcini, știm și la calculatoare, în care vorba aia le termină în nu știu cât timp sau, da? Și blochează, da? Blochează o parte din memoria de funcționare, din capacitatea lui, din procesor, din, da? Deci, în așa fel funcționează mintea asta noastră, organismul ăsta, avatarul nostru, încât să nu se blocheze, da? Și multe task-uri, multe sarcini, de fapt, se derulează în background, ca la un calculator, da, care procesează tot felul de informații în background, da, în spate, cumva, da, nu vedem, nu le aduce pe monitor, nu le conștientizăm, el lucrează, da? La fel și mintea noastră lucrează, spunem, în subconștient, background-ul ăsta e în subconștientul nostru și vorba aia mai nou timp de psihologie se pare că este o tendință așa să se renunțe la inconștient, da? Adică ceva nu-i prea, nu se prea împacă acolo chestia asta cu subconștientul și inconștientul. Bun, deci, în acest articol, este un articol mai scurt, este o viziune, un punct de vedere, da, care vine să întregească celelalte articole și acest subiect este foarte complex, foarte, asta, da, deci nu. Deci se poate scrie lejer o carte, da? Probabil că la un moment dat o să și strâng articole mele și astea despre vise, simbolismul viselor, interpretarea viselor și probabil voi publica o carte, deci clar să cred că am adunat și eu, cred că vreo 100 de pagini pe tematica asta, da? Deci, este un articol publicat 13 noiembrie 2021, da? Este pe platforma Patreon. Deci, vise simbolice, interpretări subiective. Problema oamenilor privind visele lor este că puțini înțeleg natura simbolică a viselor și de aceea le interpretează aiurea inadecvat. Alții cred că visele nu au nicio legătură cu realitatea și nu-și bat deloc capul cu ele. Dar visele constituie calea regală către inconștient, după cum zicea și Freud. Da? Calea regală către inconștient. Să mai schimbăm un pic deformarea. Da. Este foarte interesant, așa ca într-un coșmar. Deci el, Freud, a afirmat că fiecare vis se prezintă ca o formațiune psihică purtătoare de sens, care poate fi aliniată într-o anumită poziție în activitatea psihică a stării de veghe. Da? Deci, formațiune psihică purtătoare de sens. Da? Toate materialele care formează conținutul visului provin într-un fel sau altul din ceea ce este trăit, sunt deci reproduse, rememorate în vis. Da? Deci sunt informații care le avem și sunt procesate, da, în aceste
vise, în acea stare de transă. În conținutul visului apare un material pe care apoi, în starea de veghe, nu îl recunoaștem ca aparținând cunoașterii și trăirii noastre. Da? Deci este așa. Zicem așa, într-un fel, o deformare, percepem că este cea deformată, o realitate deformată, e de fapt o realitate care ni se prezintă conștiinței la nivel simbolic și nu, lumea nu înțelege simbolismul elementelor, cum se înlățuiesc ele în mod simbolic. Da? Este ca și în vorba aia că o imagine face cât 1000 de cuvinte, da? Și atunci mintea face economie, da? Face economie de spațiu, de timp, de asta și lucrează cu imagini, da? Imagini care, vorba aia, sunt simbolice, adică au sens și, vorba aia, fac cât 1000 de cuvinte, da? Prin două, trei imagini, derulare a câtorva imagini, se produce un sens care ar trebui în cuvinte explicat în poate mai mult de o pagină, să spunem, da? Dar oricum, mintea noastră nu este programată să lucreze în cuvinte, da? Cuvintele, limbajul, da? Limbajul prin cuvinte, asta a apărut destul de târziu în evoluția noastră, da? Până atunci, clar, mintea a fost obișnuită să lucreze cu imagini. Da? Și în vise ne apar imagini, da? Imagini simbolice, o înțelegere de imagini simbolice purtătoare de sens, da? Sunt formațiuni psihice purtătoare de sens. Asta este foarte important de reținut și eu sunt de studiat, da? Adică nu sunt iar așa neinteligibile sau lipsite de sens. Ele nu sunt deloc lipsite de sens, atât că lumea nu înțelege sensul lor. Se pare ce vis aiurea am avut. Nu semăna ca o realitate deformată cumva, ca dar ceva neinteligibil, nu? Dar dacă stai să analizezi sau vorbea să apelezi la cineva sau mai urmărești niște materiale așa, da, explicative, începi să înțelegi, o să vezi că este o chestie foarte fascinantă, da? E un subiect fascinant, merită studiat, da? Pentru conștientizare, pentru a înțelege mai bine cei cu lumea și viața asta, da? Studiind visele și interpretarea viselor, o să vezi că înțelegi mai bine și alte lucruri, lucruri din realitate, din realitatea ta, da? Și lucruri privind funcționarea minții, da? A gândirii, cum se desfășoară anumite procese, da? Ne amintim bine că am visat acel lucru, dar nu ne amintim că l-am trăit sau când l-am trăit. Nu ne este clar din ce sursă s-a creat visul și suntem tentați să credem într-o activitate productivă independentă a visului, până ce adesea, după mult timp, o nouă experiență ne redă amintirea pe care am crezut-o pierdută pentru experiența anterioară și ne revelează astfel sursa visului. Visul depune mărturie pentru cunoștințe și amintiri pe care cel treaz crede că nu le posedă. Una dintre sursele din care visul ia materiale pentru a le reproduce, în parte materiale care nu mai pot fi reamintite și nici folosite în activitatea de gândire a stării de veghe, sunt experiențele din copilărie. Cel mai frecvent se găsesc în vis impresii din ziua precedentă celei în care a avut loc visul sau chiar din urmă cu două zile. Așa, să mai schimb un pic. Mai schimbăm aceste efecte de vis.
A înțelege natura viselor conduce la o mai bună înțelegere a modului în care lucrează mintea ta. Da? Deci asta este esențial. Am mai scris și voi mai scrie articole despre vise și modul lor de interpretare, căci este un subiect interesant, chiar fascinant. Da, și acum dintr-o discuție așa pe unul din grupurile mele Facebook, PG, bună ziua, sunt nou pe grup, recent într-o meditație am avut o viziune cum o cometă ne-ar lovi și toată populația lumii ar muri, iar oamenii nu ar putea să o salveze. După asta, în viziune, erau doi oameni în veșmânt alb ce coborau din cer. Erau strălucitori ca soarele. Da, deci am mai primit rugăciunile astea. Nu zic eu rugăciuni, rugăminți, da? Cereri să mai ajut pe câte cineva să interpreteze câte un vis, da? Care unele vise sunt, să zicem așa, mai șocante, să spunem așa, da? Și lumea asta și între cei cu visul ăsta, unii se sperie, da? Și în general, visele astea care sunt un pic de speriat sau, da? Trăiesc un pic de anxietate, lumea încearcă, vrea să vadă cei cu ele să le interpreteze. Da, deci aici ai o problemă de interpretare, da, am spus. Sunt probleme de interpretare. De exemplu, oamenii nu pot coborâ din cer. Da, deci multe, multe, să spunem, în modul în care se prezintă elementele în vis, de multe ori am remarcat că oamenii le prezintă, nu le prezintă ca în vis, da? Ei interpretează ceva când mi le prezintă mie, de exemplu, da? Sau le scriu, da? Ei adaptează, ca să spun așa, conform, nu știu, modului lor subiectiv de interpretare, nu descriu exact visul, exact cum li s-a prezentat, ci încearcă ei să facă un sens, da? Și asta, de fapt, îi duce în eroare. Deci visul trebuie prezentat exact, exact cum au apărut acei oameni, de exemplu, da? Că au coborât din cer și, de fapt, în vis, poate n-au coborât din cer, ci poate au apărut pe cer sau poate, da? Deci, asta mă refer. Da, toate visele de acest gen sunt simbolice și au interpretări subiective, personale, iar meditațiile în stare de transă determină subiectul să alunece într-o stare de conștiință de vis, da? Este vorba deci aici de lumea subiectivă a subiectului care este în transă și primește viziuni simbolice ce privesc, așa zisă, lumea sa, la fel ca în visele sale. Da? Dar mai există o problemă privind transa meditativă în care subiectul alunecă conștient treptat și își păstrează conștiența ca în visul lucid, lucid dreaming, da, în engleză. El poate fi interferat telepatic, iar viziunea sa poate fi influențată imaginativ de alte conștiințe, alte spirite. Da, deci este așa zis un proces de interferență, da? Interferență în care suntem interferați de, nu știu, alte entități, să spunem așa, da? Care pot fi mare varietate, pot fi spirite, să spunem, da? Alte spirite, spirite încorporate sau decorporate, fără corp, da? Care interferează oamenii, am scris și despre asta, da? Este o întreagă faună acolo, da? Am descris procesul de interferență în cadrul unor articole de blog, sintetizând tehnicile descrise în cărțile lui Michael Newton și Alain Kardec în special. Când intri în transă, poți fi direcționat, deci, conform modului în care 1. Mintea ta, subconștientul și inconștientul operează simbolic vizual cu elementele realității ca în vis, 2. Conform interferențelor telepatice provenite de la alți oameni, spirite fără corp, alte conștiințe, spirite ale naturii, ale ierarhiei spirituale și așa mai departe, 3. Poți prelua forme gând existente în mental, în mediul gândurilor, care se comportă ca entități de sine stătătoare, anumite egregori, de exemplu, da? Creații ce dobândesc o individualitate specifică, da? Egregori, și plutesc, da? Ca și cum ar pluti în mediul nostru mental.
Da, ele sunt, există în mediul mental, tot ce producem noi, cum ar veni, rămâne în tot ce a produs omenirea, de fapt se află în acest mediu mental și nu fiecare om, conform nivelului său de moment, cum știți, pe piramida conștiinței a lui Hawkins, da, am tot vorbit despre ea, de la nivelul de rușine, vinovăție cel mai jos, până sus la pace, da, cea stare de pace, depinde la ce nivel ești și la fiecare nivel este ca și cum tu ai funcționa pe un domeniu energetic. Da? Pe domeniul acela energetic există în mediul mental o mulțime de astfel de forme, gând, de creații ale tuturor oamenilor și numai oamenilor care, să zicem așa, plutesc, există în acel mediu, în acel domeniu de frecvență. Da? Și tu, ca și cum intri în rezonanță, nivelul tău, intri în rezonanță cu gândurile aflate la acel nivel, da? Și entitățile aflate la acel nivel și entități care pot fi forme gând sau asta produse de oameni și care interacționează sau pot fi, așa zise, entități inteligente, spirite, la care se află, să zicem așa, ca atitudine, ca asta pe acel nivel, da? 4. Poți accesa așa numitul inconștient colectiv sau akasha, adică depozitul, înregistrarea tuturor evenimentelor petrecute în acest univers mental, care este o creație minunată mentală, da? Conform totul este spirit, universul este mental. Da? Și mai știm afirmația asta, citatul biblic, la început a fost cuvântul și el era cu Dumnezeu și el era Dumnezeu, da? Și așa mai departe. Sunt o felul de astea afirmații, să spunem așa, afirmații, informații pe care le regăsim în religie, în diferite sisteme spirituale, da? Care vorbesc de natura asta mentală a Universului, da? Și cum Creatorul a creat cu cuvântul lui, deci înainte de cuvânt se află prefigurarea, un gând, da, un gând care stă, da, și gândul acela este manifestat prin cuvânt, prin vibrație, da. Deci este necesar de înțeles natura mentală a creației, a manifestării, a programării, deprogramării, reprogramării, a determinismului cauzal și așa mai departe, ceea ce cam depășește capacitatea de cunoaștere și înțelegere umană, da, a avatarului. Avatarului, când zic umană, omenesc, mă refer la avatarul uman pe care noi fiecare l-am preluat în acest joc al vieții, da? Și ne folosim de el. El este limitat, da? Este limitat în percepție, în instrumentele sale senzoriale, da? Care sunt limitate și chiar și în procesarea informației, da? Avem niște limite clar stabilite, să nu putem să rămânem în joc, să fim prinși în joc, să nu ieșim din joc, da? Să fim prinși total în joc, să jucăm acest joc ca și cum nu ar mai exista altceva, da? Să nu ne atragă atenția, să nu fim distrași de la joc, da? Complexitatea esenței spirituale a manifestării este foarte mare, dar înțelegerea unor principii de bază, a tiparelor, legilor, simplifică problema. Toate viziunile au aceeași natură mentală, la bază stând starea de transă. Da? E vorba de transă, da? Marea majoritate, da, a oamenilor au viziuni în stare de transă, da? Stare mai ușoară sau mai profundă, da? Mai profunde, sunt cam ipnoză, de exemplu, și acolo sunt diferite niveluri de transă, da? Ipnoza e tot o stare de transă. Visul, când visezi, ești tot într-o transă, da? Visele sunt, deci, de aceeași natură cu viziunile din meditație, da? Și în meditație, da? Acolo exersezi în mod conștient. Meditația este un tip de instrument, de metodă, da, prin care putem analiza această stare de transă, da, să intrăm cumva conștient și să analizăm diferitele stări ale noastre, da.
cu exercițiu, cu antrenament, da? Deci visele sunt de aceeași natură cu viziunile din meditație. Pe scurt, oamenii sunt interferați atât în visele lor cât și în transa meditativă. Da? Deci există. Suntem interferați, adică primim informații, suntem deschiși la informații. Da? Există metode tehnici prin care vorbea să-ți închizi canalele sau să... Asta, dar, în general, să zicem așa, nu este nevoie să începi să te închizi, adică nu este nevoie să ai frică, teamă de a primi informații, de a fi interferat, este mai util să înveți ce este cu aceste interferențe, cine, cum te poate interfera, cum ești interferat, cum ești sugestionat, cum ești manipulat, da? Cum ești influențat, da? Asta este bine de conștientizat și să dobândești control privind aceste influențe, această manipulare. Da? Exemplu elocvent, transa hipnotică în care după ce ești adus în transă poți fi interferat de hipnotizator mental să vezi, să auzi, să simți ceea ce el îți sugerează prin sugestiile sale. Da? Deci în transa hipnotică, când te lași hipnotizat, da? Îți dai acceptul să fii hipnotizat, ești de acord ca hipnotizatorul să te interfereze, el te interferează mental, tu îți dai acordul, da? Este la fel ca în miticul pact cu diavolul, da? În care tu dai acceptul tău diavolului să te interfereze, da? Faci pactul cu diavolul. La fel este și aici, mereu este vorba de un accept, de ceea ce tu permiți să ți se întâmple, da? Deci acesta este în sine pactul, da? Și așa zisul pact cu diavolul, da? Tu permiți să ți se întâmple ceva, tu permiți să fii interferat, da? Tu permiți să fii influențat de unul altul, de un hipnotizator, de diavol, de entități, de Dumnezeu, de îngeri, demoni și așa mai departe, da? Este vorba de permisiunea ta care stă la bază, da? La pactul ăsta cu diavolul, problema este că omul este păcălit, da? Aici este o chestie că diavolul mereu păcălește, da? Deci obține acceptul printr-o păcăleală, da? Deci acolo e o natură așa un pic mai complicată, mai subtilă, să spunem așa, da? Am vorbit și o să mai vorbesc și în alte articole și materiale video, da? Acea perspectivă că e foarte interesantă, merită știută, conștientizată, da, să poți să ai control, da, asupra acestor interferențe, manipulări, păcăleli și așa mai departe. Și această analogie se aplică în orice stare de transă, da, poți fi interferat de alte conștiențe prin sugestii telepatice neconștientizate, să simți orice, da? Deci primești informații, a simți, este vorba de a simți senzorial, da, ești interferat, bineînțeles, prin acest avatar, da. Deci, practic, avatarul uman este interferat, da, să spunem așa. Dacă nu ești interferat, de fapt aluneci în subconștientul tău, treptat, în scenariile tale, în obsesiile tale, fobiile tale, fricile tale, temerile tale, deci în ceea ce este depozitat, existent în subconștientul tău. Da? Dacă nu este vorba de o interferență în vis, în transă, în nu știu ce, și ai niște viziuni, așa, niște viziuni, niște astea, atunci este vorba de... Nu poate fi vorba de modul în care, să spunem așa, mintea lucrează pentru conștientizarea ta, în așa fel încât aduce din subconștient, îți aduce în conștiință, în conștient, anumite informații pe care tu ar trebui să le dai atenție, da? Că sunt ca niște semnale, de fapt, da? Sunt niște semnale, niște avertizări, da? Avertizarea ține tot de semnale, da? La fel cum e, nu știu, teama, frica, durerea, tot astea sunt niște semnale, da, te atrag atenția la ceva. La fel e și aici, mentalul lucrează, da, în somn, da, și îți aduce în atenția ta niște informații pe care tu, de fapt, ar trebui să,
să știi să le procesezi, să înveți, să-ți dai seama ce-i cu ele, că nu sunt chestii goale, sunt lucruri cu sens pe care tu, de fapt, ar trebui, te-ar ajuta foarte mult dacă le-ai conștientiza. Pot să fie, nu știu, premoniții, să spunem așa, da? Pot să fie niște conștientizări privind lucruri, fapte, evenimente întâmplate în acea zi sau în zilele trecute sau poate chiar cândva din trecut, da? Care ți apar sub forma asta așa visului simbolic și poți să ai un aha, o conștientizare, da? Dacă înțelegi despre ce e vorba cu visul, dacă nu, mi-a adus aminte, nu, un vis ciudat, nici nu-ți bați capul cu el, te-ai dus mai departe, dar era ceva de conștientizat acolo, ceva important pentru tine, da? Pentru tine, pentru viața ta, pentru modul în care trăiești și îi descurci și așa mai departe. Dacă transa se adâncește, devine mai profundă, conform tehnicii meditative utilizate, aluneci mai adânc, mai profund în mental, ajungând în inconștient. Substratul. Deci subconștientul în general se definește ca fiind tot ceea ce a trecut prin conștiința ta, da? Deci prin simțurile tale. Toate informațiile care au trecut de-a lungul experienței tale de viață, prin simțurile tale, da? Se depozitează în subconștient. În inconștient există niște informații, de exemplu, legate de, să zicem, de corporalitate, de funcționare avatarului, pe care nu le conștientizezi, el există într-un substrat acolo adânc, lucrează în background, da, ca softurile, cum lucrează Windows-ul, da, nu vezi ce lucrează, el lucrează acolo, are un program de bază și ăsta, da, inconștientul ăsta e ca un fel de mecanism ăsta, sistem de bază, da, în care nu suntem conștienți de habar, nu avem cum lucrează organismul, câte milioane de procese au loc în fiecare secundă, în miliardele de celule din organism, da? Care nu trebuie să fii conștient, ți-ar bloca capacitatea de atenție, da? De procesare, dacă ți-ar ajunge în conștiență, te-ar bloca. Atunci ele funcționează în background, da? Și la fel există o grămadă de informații despre legătura avatarului cu mediul, da? Cu mediul, cu ceilalți, cu lumea, cu viața, da? Deci există o mulțime de informații în acest inconștient pe care tu nu le-ai conștientizat niciodată, da? Și uneori poți să ai așa câte un acces, să spunem așa, da? Vine cea să accesezi ceva, să conștientizezi ceva, să ajungă în conștiință ceva din inconștient sau prin diferite metode tehnici, da, cum sunt în sistemele spirituale, poți să ajungi să începi să intri în acest mod conștient, în inconștient. Da, deci în subconștient se află tot ce a trecut prin simțurile tale anterior, prin conștiința ta, prin toată experiența ta de viață. În inconștient se află tiparele, adică arhetipurile, softul, programarea de bază ale experienței tale de viață pe care nu le-ai conștientizat niciodată. Acum, interesant că, practic, în câmpul atenției ai un câmp destul de larg al atenției vizual, de exemplu, dar atenția, conform cercetărilor psihologilor, atenția nu poate reține atenția conștientă, deci în atenția ta conștientă, cum se focalizează privirea și asta, nu poți reține în câmpul atenției mai mult de 7 până la 9 elemente, da? Dacă sunt o grămadă de, să zicem, litere, da? În câmpul atenției nu poți surprinde la un moment dat, da? Mai mult de 7 până la 9 litere, de exemplu, da? Trebuie să balezi, trebuie să-ți miști. De aceea și ochiul are, sunt tot felul de mecanisme de adaptare. De exemplu, ochiul are niște micromișcări foarte mici. Ochiul mereu mișcă, balează focarul ăsta al atenției ca să surprindă cât mai mult, da? Deci nu se fixează pe ceva. Chiar dacă privești atent, tot ai niște micromișcări, da?
Și aici sunt, intrăm în alte chestii care, prin această atenție, cum poți trece dincolo de să șuntezi, da, aceste mecanisme și astea și să poți să percepi ceea ce este imperceptibil, să zicem, simțurilor, în mod normal, simțurilor umane, înțelegând cum funcționează această atenție și cum și aceste principii legate de atenție și cum scanează, de exemplu, avatarul lumea înconjurătoare și ce observă el, da? Că, de fapt, toți, așa zis, senzorii noștri, da? Suntem, acest avatar este ca și cum ar fi dotat cu tot felul de senzori, da? Spunem aici, sistem senzorial, da? Deci sunt celule senzoriale specializate să detecteze energiile din mediu, da? Și ce este interesant este că organismul uman detectează, de fapt, numai variațiile de energie, da? Și aici este, de exemplu, și lumina este ceva ce nu este ceva fix constant, da? Deci lumina tot timpul cade, tot timpul cade, este ceva care este într-un proces continuu, da? La fel, sunetele. Nu există cea un sunet care să fie, nu știu, să n-aibă o variație, da? Și acesta este o variație în mediu. Deci există, să spunem așa, dacă când începi să înțelegi acest lucru, începi să înțelegi că, de fapt, există, să zicem așa, anumite tipuri de energii pe care noi nu le sesizăm, nu le sesizăm, nu le conștientizăm, nu le putem percepe, deoarece avatarul este în așa fel programat să funcționeze încât să detecteze variații. Da? De exemplu, nu vezi foarte, la fel ca așa sunt și mamiferele, păsările, da? Să detecteze rapid ceea ce mișcă. Da? Când ceva se schimbă în mediu, poate fi potențial periculos sau poate fi hrană sau poate fi asta, da? Și așa am fost și noi programați, de mult ca și toate mamiferele, animalele, să detectăm în primul rând ceea ce mișcă, da? Deci variații. Când se schimbă ceva în mediu, poate fi potențial periculos, trebuie să știi dacă e un pericol pentru tine să intri în fugă sau luptă, da? Dacă e ceva de hrană, da? Care te poți hrăni să atragă atenția, da? Sunt lucruri foarte complexe și băi, sunt fascinante, da? Când începi să studiezi, să înțelegi, să vezi că este într-adevăr fascinant. Deci, tu aluneci în transă prin subconștient, apoi în inconștient, dacă știi tehnici de adâncire a transei, iar experiența ta, viziunile tale vor avea aspecte conforme cu starea de conștiință în care te afli în acel moment. Da? Deci, contează nivelul pe care ești, să spunem așa, da? Mental și sufletește, da? Psihologii le numesc stări modificate sau alterate, stări alterate de conștiință, da? Ceea ce diferă de starea de conștiință normală, diurnă. Deci, pe scurt, acesta este principiul de bază privind decodificarea și înțelegerea viziunilor, a experienței din starea de transă, indiferent de metoda și tehnicele folosite de oricine pentru a accesa aceste stări minunate de conștiință, conștiență. Toate lumile și experiențele sunt interioare, adică sunt mentale, deoarece spiritul creează lumile prin mental. Și ele toate, toate universurile sunt mentale, nu că există în mental. Da? Totul este spirit, universul este mental. Da? Deci ca, să zicem, cum suntem noi obișnuiți să ne imaginăm ca substanță, substanța este spiritul, iar mentalul creează formele. Da? Din acest spirit, care este substanța de bază, el creează formal tot ce vedem, toate obiectele, tot, da? Toate sunt spirit, de fapt, da? Au aceeași esență, dar formele diferă, da? Diferă și, bineînțeles, e un pic mai complicat. Forma e funcție de frecvență și avem tot felul de aceste procese și transformări ale substanței de bază, care e spirit, da?
El are niște transformări, să spun așa, da? De aceea apare în diferite, nu știu, stări de agregare, de manifestare. Așa, deci de aceea putem vorbi de inconștientul colectiv ca fiind mentalul colectiv. Da? Puneți întrebările potrivite și vei afla răspunsurile potrivite. Da? Asta e un principiu, un principiu foarte bun. Vrei să afli niște informații, niște răspunsuri, da, la întrebările tale, în primul rând trebuie să înveți să pui întrebările potrivite. Întrebarea potrivită ca să afli răspunsul potrivit. Da? Să zicem așa. Exemplu. Lumea din viziunea mea este lumea mea sau lumea altuia, creația altuia sau altora, creația lui Spiritus Sanctis, Spiritul Sfânt Dumnezeu. Da, deci ai o viziune. Lumea din viziunea ta este lumea ta sau e lumea altuia, creația altuia sau altora, da? Creația lui Dumnezeu. Deci, dacă întrebi un psiholog, îți va spune că viziunile tale sunt viziunile tale, create de mintea ta. De altă parte, dacă știi sau dacă mergi la un preot, el îți va spune că totul este creația lui Dumnezeu. Deci orice ai și în viziunea ta, e tot de creația lui Dumnezeu. Da? Deci tot ține de Spiritul Sanctis, care este substanța lumii și vieții, să spunem așa, da? Pe de altă parte, e un pic mai altfel, mai complicat, sau într-un fel, noi adopt paradigma aia că ne spune că viața noastră ca oameni, da, este de fapt similară unui joc de realitate virtuală în care noi am preluat un avatar corporal în acest joc al vieții, da, și jucăm acest joc ca oameni, da? Am preluat fiecare câte un rol de om în această lume, în acest timp, da? În această viață, în această epocă istorică, da? Acest an și în care noi jucăm. Și din această perspectivă lucrurile arată altfel decât în modul religios. Pe de altă parte, când ne ducem în trecut și studiem textele străvechi, Biblia sau Vedele, Upanishadele și așa mai departe, vedem că de fapt se referă cam la același lucru, la acest joc de realitate, da, pe care noi suntem prinși mental în acest joc, da? Ca în orice joc, deși ni se pare că altceva nu există, corpul e a tău, te identifici cu corpul, deși toți mari maestri clar văzător și ăsta care au existat, toți au tot repetat, corpul nu e a tău, nu te identifica cu corpul, da? N-au știut, n-au avut probabil vocabularul să explice și cuvinte potrivite, da? Să explice că de fapt lumea este ca un joc de realitate virtuală, da? Și că corporalitatea, deci tu nu ești corpul, da, asta se spune în tot felul de texte, în Vede, Upanishade, se tot repetă, tu nu ești corpul, corpul nu e a tău, tu ai preluat doar corpul, ia tu joci în jocul vieții cu corpul, da, prin acest corp, altfel n-ai putea juca jocul vieții dacă n-ai fi preluat un corp, da, o corporalitate în acest joc, da, că prin el, prin intermediul acestui corp, prin intermediul acestui avatar corporal, tu poți juca în această realitate virtuală terestră, da? Care, să zicem așa, simulează această lume, o lume terestră, da? Cu oameni și mai departe. Deci, îți poți pune niște întrebări care să te ducă la niște aha-uri, niște conștientizări, da? Lumea, când îți în visul tău, într-o viziune de-a ta, în orice îți imaginezi, da, este lumea ta sau este lumea altuia? Poate fi lumea altuia, da? Poți vedea, de exemplu, gândul altuia și să ți se pară că e a tău? Telepatie, vorbim de exemplu, telepatie. Primești, vorba, imagini de la cineva, vezi ceva.
Ți-a venit un gând. Opa, de unde ți-a venit gândul? Da, în ultimul live am vorbit un pic despre asta. Gândurile care ne vin, vocile pe care ne auzim, le auzim în gând, vorba aia, da? De unde vin aceste gânduri? Puneți întrebarea. Mi-a venit un gând. De unde ți-a venit? Lumea crede că tot ce gândește, ce îi trece prin minte, sunt gândurile lor. Da, gânduri proprii, gânduri, când de fapt jocul este altfel, nu-i chiar așa, e mult mai complex, da? Aceste gânduri, să spunem așa, sunt ca niște entități care, vorbea, plutesc în mediul mental și corpul mental, da? Că avem un corp mental, de fapt, la nivel subtil, care funcționează similar cu plămânii, de aceea modul în care gândim este strâns legat de modul în care respirăm. Da? După cum respiri, așa este și nivelul gândurilor care îți vin, de aia dacă respirația o calmezi, o asta și gândurile se calmează și devin, da, de alt nivel. Da? Și acest corp mental este, așa, funcționează pe bază de, ca și plămânii, da? E ca și cum el ar prelua din spațiul mental în continuu gânduri, da? Pe care le procesează, da? După cum plămânii preiau din atmosfera, aerul și îl procesează, da? Inspirație, expirație, la fel e și corpul mental, de aia e oboseală, da? Când gândești mai mult, acest este corpul mental, bineînțeles că lucrează cu consum de energie, da? Îți obosește mintea, te simți obosit psihic, da? Corpul mental, la fel ca toate procesele, da? Chimice și astea care au loc fiziologice în corp, ora se și epuizează anumite substanțe și rezerve și da, totul e legat, da? O complexitate foarte mare, da? De asta e de reținut, faptul că corpul mental preia gânduri din acest spațiu mental, din mediul mental, da? Pe care le procesează ca o la fel cum plămânii, să zicem, extrag oxigenul și îl folosesc din aer și restul dau afară, la fel și acest corp mental, da, prea gândurile, ia cea din informație, da, din acele gânduri pe care o înmagazinează, o depozitează rest, și le lasă să plece, să iasă, da, și altele, altele, da, deci totul este într-o continuă transformare, vorba aia. Am capacitate creatoare, sunt un co-creator în această lume sau un simplu actor ce joacă un rol primit de la un regizor al acestei piese în care joc un rol pe scena vieții terestre, da? Deci o altă întrebare pe care poți să ți-o pui, da? Și să ai anumite conștientizări dacă meditezi un pic pe linia asta, da? Altă întrebare, care sunt instrumentele mele principale de operare în acest mediu de viață terestru. Mulți nu le știu, nu le conștientizează. Altă întrebare. Ce schimbări, modificări, transformări pot opera în viața mea, în viața altora, în mediul meu, în natura terestră? Ce libertate de acțiune am? Da? De mai ce de așa zisul liber arbitru. Ce libertate de acțiune ai, de fapt? Dacă ai meditat vreodată la asta, ce libertate de acțiune ai? Ce libertate de gândire ai? Ai libertate de gândire. Câtă libertate de gândire ai, da? La fel, ai libertate de acțiune. În mod sigur ai. Întrebarea e, câtă libertate de acțiune ai? Da? Studiază un pic, meditează un pic. Așa, așa mai departe. Deci aici, în paradigma asta, în ceea ce a expus, da? Acea persoană, întrebarea este de ce apare cometa, de unde, care este semnificația ei. Da? De ce ai un vis? Trebuie să spui întrebările corecte ca să înțelegi ce e cu visul ăla. Trebuie să obții răspunsul, da? Ce înseamnă elementele alea, trebuie să știi să pui întrebări corecte, da? De ce apare cometa? De unde apare cometa? Care este semnificația ei? De ce distruge ea lumea? Da? Că așa era, cometa vine și distruge lumea. De ce distruge lumea?
Există o legătură între cometă și aspectul solar, soarele, cerul, care este deci simbolistica cometei de fapt. Deci, poate să spună o cometă, am zis o cometă, de fapt poate să nu fie o cometă, poate să fie soarele și el să-l perceapă, să-l interpreteze drept cometă, da? Poate să fie soarele care, nu știu ce, a căzut pe pământ, ceva în sensul simbolic, da? Și să aibă un simbolism clar, soarele care cade pe pământ, sau, da? A picat soare, ți-a picat cerul în cap, ți-a, da? Sunt tot felul de simboluri așa care se leagă într-un mod logic, da? Ne spun ceva, au o semnificație, da? Deci întrebarea e, nu te, dacă vezi că ceva, ăsta nu te pripi să interpretezi, să faci o interpretare. Da? Vezi ceva luminos care pică pe pământ. Imediat, a, e un meteorit. Nu, asta e o interpretare. Deja este o interpretare. Trebuie să te gândești foarte bine, să-ți aduci aminte foarte bine cum arăta, ce arăta, de unde venea, cum venea și ăsta, da? Dacă era soarele, atunci nu spune că era o cometă, că ai schimbat sensul, nu, nu, și nu mai poți descifra visul. Da? Dacă era o stea, de exemplu, o stea de pe cer, care la un moment dat pică pe pământ, aia are o simbolistică a ei. Nu era o cometă, era o stea, da? Sau poate fi o planetă, sau da? Deci fiecare, prima dată, trebuie să-ți aduci aminte cât mai bine și mai exact tot visul și ar trebui scris pe o hârtie, să-l scrii. Și cu cât scrii, o să vezi că ți-aduce aminte mai multe elemente și ăsta, să-l pui, să-l ai în fața ochilor exact cum ai văzut, fără să faci nicio interpretare. Asta te va deruta, asta de fapt îți deteriorează. Nu mai poți găsi sensul visului dacă tu faci o interpretare când scrii ceea ce ai perceput. Nu, percepția trebuie să fie exact așa cum ai, bă, am văzut ce, un glob luminos sau o sferă luminoasă sau, da, nu spui cometă, că mintea mea, a, e o cometă, că zbura pe cer, numai cometele zboară pe cer. Asta, da, în această realitate, noastră așa cum o percepem noi, dar în vis, în acel vis simbolic, acel disc putea să fie ori discul solar, ori putea, nu știu, să fie o planetă sau cine știe ce altceva. Și atunci gândește-te bine exact cum arăta, cu ce semăna, da? Și scrie acolo exact ceea ce ai perceput fără să faci nicio interpretare. Interpretarea se face la sfârșit, după ce ți-ai adus aminte toate elementele din vis cât mai complet și înlănțuirea lor exact cum a fost. Abia după aceea treci la o interpretare privind cum se leagă elementele ca simbolistică, da? Între ele, ca simboluri, da? Deci nu faci interpretări la început, când pui informația în pagină, să zicem, da? Interpretarea rămâne mereu la sfârșit. Tu trebuie să descrii exact, să narezi cât mai exact ceea ce s-a întâmplat, ca un observator, fără să interpretezi subiectiv nimic. Da? Care este deci simbolistica cometei de fapt? Este o reprezentare a lumii mele interioare, simbolic, o finalitate care mă privește numai pe mine și viața mea, sau a lumii exterioare ce privește pe toți oamenii, toți actorii? De ce au coborât acele entități luminoase? În ce scop? De unde? Da? De unde au coborât? Ce reprezintă de fapt acei oameni luminoși pentru mine? Da? Ce semnifică, de exemplu? Deci în simbolismul ăsta te întreba, am văzut niște oameni luminoși. Câți au fost? Trei. Dacă au fost trei, asta e o simbolistică. Da? Dacă au fost doi, e altă simbolistică. Dacă a fost unul, au apărut deodată, este o simbolistică în asta, că au apărut toți deodată. Dacă apar pe rând, este o altă semnificație, da? Deci fiecare acest element trebuie descris clar, da? De văzut și ca să vezi modul puzzle-ul la sfârșit, da? Să poți interpreta acest puzzle, da? De ce veșmântul lor era strălucitor ca soarele? Ce simbolizează acest aspect ceresc solar, da?
Bun, el putea fi strălucitor, dar acum, în mod subiectiv, el să fi spus, mă, strălucitor ca soarele. Dar dacă era mai atent, dacă își aducea aminte, poate descria mai exact acest veșmânt strălucitor, da? Și putea să, nu știu, să zică, bă, era galben sau avea nu știu ce și să meargă mai exact în simbolistică, da? Când zici strălucitor ca soarele, nu-ți dă mare lucru, nu-ți descrie exact cum era strălucitor ca soarele, adică cum. Eu care încerc să-mi interpretez, cum pot eu să-mi dau seama, no, cum era când tu zici strălucitor ca soarele. Adică era orbitor, da? Deci eu trebuie să-mi imaginez cum era de fapt, da? Și atunci, bineînțeles, că eu pun întrebări suplimentare. Deci, lasă strălucitor ca soarele, mi-e spune-mi exact cum era, ce culoare era strălucirea, era veșmântul, era transparent sau nu, avea ceva scris pe el, avea ceva simbolul veșmântul, sau, da? Deci ca să exact. Înge, strălucitor ca soarele. Asta este o interpretare pe care nu ar trebui să o faci, da? Și să descrii exact cum era veșmântul. Și lași interpretarea pe final. De ce nu este unul singur, un singur salvator, ci doi? Da? Deci este un lucru important, da? De ce nu este unul singur, un singur salvator, ci doi? Doi, care simbolistica lui doi, da? Doi simbolizează o dualitate, un aspect dual, oare? Da? Deci asta o faci la sfârșit, când legi, da? Dar sunt ei salvatorii, de fapt, dacă nu au salvat lumea, omenirea la timp? Deci da, el spune, oh, salvatori, au venit doi salvatori, dar de fapt posibil să nu fi fost salvatori, dar tu ai interpretat greșit că ei erau salvatori, au venit să salveze lumea. Este o interpretare subiectivă, deci nu fă această interpretare. Au venit doi oameni sau au venit doi extraterestri sau cu ce semănau, da, de descrie exact cum erau, cum arătau ei și lași interpretarea că erau salvatori sau nu. Aia, las-o pe final, da? Las-o când interpretezi toate elementele. Elemente trebuie descrise exact, așa cât mai exact cum au fost ele, da? Fără nicio interpretare. Au venit să repopuleze Terra distrusă de cometă? Da? Deci sunt tot felul de scenarii aici care o pot fi în vis. Adică eu care îmi dau seama, da, de aceste scenarii și cum cât de mult se pot modifica, da, prin modificarea elementelor, dau seama că trebuie să pun multe întrebări și dau seama când apare o interpretare care n-ar trebui să apară. Au venit să repopuleze Terra distrusă de cometă? Cu ce? Dacă ei nu sunt oameni carnali, ci oameni de lumină, umanoizi, extraterestri, căci au coborât din cer pe Terra, deci nu sunt terestri, da? Deci este un simbolism. Ei au coborât din cer pe Terra, da? Deci sunt oameni. Sunt sau nu sunt oameni dacă au coborât din cer? Păi, în mod normal, n-ar trebui să spui că sunt oameni. Au coborât doi oameni din cer. Dacă au coborât din cer, nu sunt oameni, nu? Deci două ființe au coborât din cer. Doi umanoizi, da? Semănau cu oamenii, dar nu erau oameni. Deci nu spune că erau oameni. Oamenii sunt ființele care trăiesc pe Terra, da? Dacă două ființe coboară din cer, atunci nu le spune oameni, da? Că imediat ai băgat un sens, ai făcut o interpretare, da? Care probabil nu trebuia să o faci. Este eronată, da? Reprezintă de cei de fapt niște aspecte mai înalte ale oamenilor, umanității, ceva de ordin superior mie? Da? Deci spune această întrebare, apare această întrebare, da, în final. Pot fi faptul că au venit din cer, seamănă cu oamenii și luminoși și nu știu ce, pot fi niște aspecte mai înalte ale oamenilor, ale umanității, deci ceva de ordin superior omului sau mie, da? Mie, oamenilor, la modul general. Deci nu chiar un caz să spui că erau oameni. Sunt ei aspecte ale mele, personale, subiective, simbolice,
existente în subconștientul meu sau reprezentări generale existente în inconștient, în inconștientul colectiv. Da? Și este un alt aspect, da? Omenirea este distrusă, dar oameni luminoși coboară din cer să creeze o nouă omenire nouă. Da? Dar eu văd asta, cum de văd asta și de ce? Toți oamenii sunt omorâți de ceva venit din cer. Da? Dar și oamenii luminoși vin tot din cer. Ce legătură există deci aici? Ce simbolizează asta? Da? Trebuie să-ți pui întrebarea. Deci observi clar, pui asta clar și vezi, începi după aceea să analizezi cum se leagă aceste elemente privind firul, acesta firul narativ al acțiunii, da? Care are loc. Da? Apare o lumină, distruge oamenii, vin cei doi oameni după aceea care au ce au de făcut, ce au de făcut, ce fac ei aici după ce a venit lumina aia din cer și a distrus, da? Ce simbolizează, da? Care e simbolismul? Care e semnificația, da? Cerul care a trimis cometa și oamenii luminoși își cam face de cap cu omenirea, cu lumea mea. Ce reprezintă cerul pentru mine? Da, deci asta e un aspect foarte important, că aceste elemente care apar au cumva sunt interpretate, au interpretare așa la nivel general asemănătoare pentru multă lume, dar sunt și unele elemente care diferă, da? Subiectiv, așa, sunt interpretate subiectiv de diferiți oameni, da? Deci nu exact la fel. Și atunci tu, care ai avut visul, trebuie să te întrebi. Și eu, care cineva îmi spune, uite, visul meu, eu trebuie să te întreb, da? Ce înseamnă cerul pentru tine? Da? Pentru mine poate să însemne ceva, pentru tine, da? Poate să fie altă semnificație. Ce înseamnă cerul? Ce e ăsta? Da? În visul tău cerul arăta cumva, nu? Din cer o venit o cometă. Cum? Ce ai simțit? Da? Asta este ce simți când e vorba de cer? Ce simți? Ca să vezi și din subconștient cum funcționează simbolurile astea, sensurile, da? La tine și la alții față de tine. Un aspect mai înalt al vieții mele, al existenței mele, al destinului meu, al întregii omeniri, da? Deci ce reprezintă cerul pentru mine? Un aspect mai înalt al vieții mele, al existenței mele, al destinului meu, a întregii omeniri, da? Deci este un simbolism. A venit ceva din cer, după aia au venit doi oameni din cer, da? Ce este cerul pentru mine în acest caz? Cum mă raportez eu la acest cer, da? Legat de viața mea. Deci sunt tot felul de lucruri care trebuie să te întrebi sau să întrebi persoana ca să găsești într-adevăr sensurile potrivite și cum se leagă astea cu piesa de puzzle, așa, toate aceste sensuri, da? Imaginea, sensul final, imaginea finală. Chiar dacă toți oamenii vor pieri, spiritele lor, aspectele reale ale ființelor, nu vor fi afectate de comete sau alte cataclisme. Totul este spirit, universul este mental, deci distrugerea Terei sau a întregului univers se petrece în mental și nu poate afecta spiritul. Da? Deci este vorba aia. Joc de realitate virtuală, simulare, simulator în care se distruge, se nu știu ce, dar jucătorul, în sine jucătorul nu este afectat, dar este afectat avatarul cu care joacă, da? Avatarul poate muri, da? Vorba aia, că în jocuri, nu, moare avatarul, nu, ai 7 vieți sau nu știu ce, ori iei jocul de la capăt, ori mai ai o viață, mai ai, da, vieți anterioare, vieți posterioare, da? Joci în continuare, da? Dar tu, ca jucător, nu ești afectat, da? Deci de asta ne tot spun și texte străvechi, da? Spiritul nu este afectat, spiritul tău, jucătorul care ești tu. Spiritele pot migra spre alte planete dacă vor dori să-și continue existențe corporale de tip umanoid pe alte planete, în alt joc tip realitate virtuală. Da? Deci este ca un joc în joc, ca un vis în vis, ca, da? În acest joc există niveluri de joc, da? Există mai multe niveluri de joc. Ești în joc, poți juca, prelua rol de un avatar de om pe planeta Terra sau poți migra pe alte planete să preiei
un alt avatar, da? O ființă pe altă planetă, da? Să joci altă experiență, da? Altă experiență de joc. La fel este cu timpul istoric, da? Istoria. Într-un fel este jocul acum, în 2022, cu totul altfel a fost în, pe vremea lui Isus sau 2000 înaintea erei noastre, sau da, deci omenirea, viața, lumea, viața erau cu totul altfel, da? Deci, e ca și cum vorba e atât de diferit ca și cum ar fi chiar o altă planetă, sau să spune așa, alt mediu de joc, da? Acum 4000 de ani, dați seama că mediul de joc era cu totul altfel decât acum, da? Nici o tehnologie, nimic, da? Ceea ce lumea nu înțelege este faptul că orice manifestare naturală, orice cataclism, orice cometă sunt manifestări mentale efectuate de entități spirituale. Adică tot ce se întâmplă în acest joc este, vorba aia, influențat sau creat sau manipulat de anumite entități, să spunem așa, da? Spirite ale naturii, de exemplu, creează fenomenele naturii, dar, bun, spun spirite ale naturii, spun ce, dar există o programare, da? Un soft, să spunem, un, da? Ceva, niște lucruri care stau la bază, da? Totul face parte din joc, jocul vieții și al morții, da? Nu este numai un joc al vieții, ci este și un joc al morții, nu? Tot ce se naște, moare. Tot ce apare, dispare. Totul se transformă. Afirmația universul este viu nu este doar o metaforă. Tot ce percepem ca manifestare fizică are un substrat spiritual, în sensul că este dirijat și controlat de ierarhia spirituală în mental. Chiar și fenomenele naturale, cataclismele naturale, deci. Don't worry, be happy. Da, vorba cântecului. Don't worry, be happy. Nu te stresa, da? Fii fericit, fii bucuros. Nu-ți fă griji, fii bucuros. Că contează să ai o atitudine pozitivă, cam asta e, da? E un joc, îl jucăm, asta e. Viața spirituală a spiritelor lipsite de corpuri fizice nu va fi întreruptă de nicio cometă fizică materială. Cum ar putea fi? Chiar de acest univers va pieri, tot ai motive de a zâmbi. Deci acest univers va pieri, a luat naștere în acest joc și va pieri în acest joc. Da? Nu este singurul, că nu este singurul univers. Da? Universurile sunt infinite la un gând distanță, da? Și vor exista universuri mereu în sensul în care timpul și spațiul, spațiotemporalitatea sunt creații mentale. Da? Deci în softul de joc, să spunem așa, poate crea tot felul de infinități de lumii. Da? Tot este spirit, universul este mental. Da? Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Deci, stai calm și bucură-te de viața ta actuală, așa cum e ea aici și acum, minunată, căci minunat este chiar și să ai viziuni catastrofice, apocaliptice, inoculate ție, mai mult sau mai puțin telepatic. Cum pot fi inoculate vise false în mod telepatic? Cum poți fi interferat în timpul somnului? Un fragment scurt din P.E. Cornelier, cartea Înnemurirea sufletului și evoluția după moarte. O carte foarte interesantă, vă recomand să o citiți, este interesantă, este merită citită, da? P.E. Cornelier, cu L.L. 2 de L. Cartea, deci, se intitulează Înnemurirea sufletului și evoluția după moarte. Da, citez, îl întreb pe Vetelini. Vetelini era un spirit, o entitate, un spirit care interferează legătura dintre psihoterapeut și pacienta lui, da?
Deci în hipnoză, în ăsta apare veteliner, apare acest spirit care interferează pe pacientă, pe o tânără, parcă pacientă era, și vrea să ia legătura prin ea cu psihoterapeutul. Da? Și reușește, da? Deci fata îl vede, e cineva lângă mine, el percepea în hipnoză și devine un intermediar. Îi comunică psihoterapeutului tot ceea ce spune spiritul, da? Și se leagă un dialog și ăsta îl întreabă tot felul de lucruri și așa apare în final cartea, foarte interesantă, da? Aceste informații oferite de acest spirit care și-a dat un nume Veteline. Deci îl întreb pe Veteline în legătură cu un vis pe care Rain era pacienta, pe care Rain mi l-a povestit când a venit. În noaptea de miercuri spre joi și-a văzut bunica în casa ei de la Tours și au stat de vorbă câteva momente. Bunica nu părea a fi pe moarte. Rain a văzut-o cu anumită îmbrăcăminte, purtând o bonetă deosebită. Îl întreb pe ghid dacă, contrar intenției pe care a avut-o, a putut să o ducă pe Rain să-și vadă bunica. Da? Deci Rain spune că și-a văzut bunica, vorbea în vis, da? Și a avut o discuție cu bunica și după aceea bunica de fapt a murit. Da? Și acum ăsta se întreba ce influență a avut acest Rain, ghidul ăsta spiritual, în visul ei, da, să-și vadă bunica, da? Și întrebat, a putut să o ducă pe Rain să-și vadă bunica, adică spiritul? El răspunde că nu. Spune că el însuși, deci spiritul Vetelinis, s-a dus acolo, unde era bunica, și a proiectat în creierul bătrânei o imagine a lui Rain. Da, era nepoata, da? Și ea, bătrâna, a crezut că-și vede nepoata și a vorbit. Da? Deci, practic, spiritul a proiectat imaginea lui Rain și i-a dat bătrânei impresia că fata se află în fața ei. Da? Deci, ca să vedeți cum lucrează, cum pot lucra aceste spirite prin aceste proiecții, da? De imagini imaginative și în visul lui Rain, da? S-a desfășurat. Ea în vis a văzut toată chestia asta. Bunica nu se știe exact dacă era trează sau tot în vis. Deci ea, bunica, a crezut că își vede nepoata și a vorbit. După aceea, spiritul a revenit la Rain, da, care era adormită, i-a reprodus scena proiectând-o în creierul ei. Dânsa a crezut că visează. Da, de fapt, el proiecta în timpul visului imagini. Da? Deci a interferat pe amândoi, și pe Rain și pe bunică. Da? A interferat, adică a produs influență mentală asupra lor. Da? Pur și simplu le-a inoculat imagini. Da? Vetelinia a adăugat că bunica va muri curând și că atunci va putea veni să se facă recunoscută de nepoata ei. Până la moarte va continua să-i proiecteze în mintea bătrânei din timp în timp imaginea copilei, făcând-o să creadă că e o prezență reală și va vorbi cu ea. Observând acest lucru, cei din jur vor crede că are halucinații, viziuni de nebunie și așa mai departe. Deci nici visele nu sunt toate ceea ce crede lumea a fi, simple vise. Da? Deci în vis acest spirit, vedeți cum a influențat nepoata. Da, și a văzut bunica și a discutat cu bunica în vis și de fapt această intermediere o făcea spiritul, da, proiectând ceea ce spune fiecare, da, și ca și cum a intermediat acest dialog la distanță între ele. Deci spiritul, am spus, spiritul este non-local. Spiritul este pretutindeni, ăsta e un principiu, da. Spiritelor, spiritul este pretutindeni, nu este local. Deci spiritul este ubicu, ca și cum ar fi peste tot și atunci poate accesa orice locație, da? Pentru el de fapt e ca și cum nu trebuie să se deplaseze, să meargă dintr-un loc în altul. El este în toate locurile și unde este cu atenția lui, acolo este, să zicem, așa zis, localizat, da? Mai greu de înțeles pentru oameni. Sufletul este la fel non-local în timp, deci noi avem
trei părți, am vorbit despre asta foarte pe scurt aici, ca să înțelegeți mai bine despre ce spus aici cu spiritul care mergea la bunică și la revenea la asta. De fapt, nu e vorba de o revenire, de o călătorie, că el este peste tot, cum ar veni orice spirit. Da? Cam așa trebuie perceput. La suflet, principiul este că la partea sufletească, da? Că fiecare o ființă umană, să spunem așa, are trei părți, spirit, suflet și minte mental, da? Facem abstracție aici de corp, da? Vorbim de aceste părți subtile. Sufletul este non-local în timp, de aceea sufletul e ca și cum poate călători în timp, dar el este peste tot în timp. Dacă întreb partea sufletească ce vârstă are, nu înțelege cum. Zice că nu, ea nu s-a născut și nu va muri. De ca fiind în timp, peste tot în timp, e ca și cum este permanentă, este eternă, să spunem așa, da? Partea sufletească. Spiritul este peste tot în spațiu. Dacă îl întrebi unde ești, partea spirituală, spiritul, cum adică unde sunt? Eu sunt pretutindeni, eu sunt peste tot. Nu sunt nicăieri, adică nu poate să se localizeze așa cum suntem noi corporale, într-un anumit loc. Da? La fel e sufletul care peste tot, deci viziuni din trecut și viziuni din viitor sunt obținute prin partea sufletească, prin suflet, care el poate, să zicem așa, călătorie, adică să preia informații de pe tot în timeline-ul, întregul timp, da? El este peste tot în timp. Deci profețiile și astea sunt de fapt viziuni care sunt obținute prin partea sufletească, prin suflet. Iar partea mentală este, aici este vorba și axa arhetipic, spiritul este peste tot, dar privind localizarea, privind arhetipal, este axa înainte-înapoi. La suflet, axa spațiului este stânga-dreapta și pentru dreptaci privim trecutul în stânga, viitorul în dreapta și să observați că arhetipali oameni când vor să-și aducă aminte de ceva din trecut, întorc capul un pic spre stânga, dacă se referă aceea din viitor spre dreapta, la fel îi spiritul cu, asta e apropiere-depărtare, înainte-înapoi, arhetipal, iar cu mintea, partea mentală, ea este pe axa verticală, care e axa energiei, deci mintea este peste tot pe axa energiei. De aceea în toate lumile, la toate nivelurile de conștiință sunt percepute așa ca fiind ca pe o axă a energiei, în care arhetipal binele este sus, răul este jos. Da? Dumnezeu, binele este sus, răul, iadul, nu știu ce, jos, sub pământ, da? Infernul, groapa. Da? Asta e arhetipal și mintea călătorește, da? Pe toate, deci când e vorba de călătorii în diferite lumi, universuri, da? Este vorba de partea mentală, care ea accesează, ea este peste tot în toate lumile, la toate nivelurile de frecvență de asta, da? Ea, ridicarea frecvenței și asta se face cu partea mentală, adică ea se poate situa la orice nivel energetic, că este non-locală pe axa energiei. Da? Ca să înțelegeți mai bine ce cu aici, cum spiritul, da? Care intermedia din două locații diferite, care erau la distanță foarte mare, el intermedia, proiecta când în creierul bătrânei, când în creierul fetei și astfel o facilitat la un moment dat și un dialog între ele două. Da? Făcându-le să creadă pe fiecare că bunica e în fața ei și pe bunică că nepoata e în fața ei. Da? Deci pentru a înțelege mai bine cum suntem interferați, influențați și cum și noi de fapt putem influența pe alții fără să știm, în mod telepatic, prin ceea ce emitem, ceea ce transmitem,
așa mai departe. Bun, aici se încheie acest articol și acest live. Aveți aici link-uri către alte articole scrise de mine pe acest subiect, da? Sunt articole interesante, merită să vă uitați un pic peste ele. Nu sunt singurele, da, mai sunt și altele, cred că peste 600 de articole. Cu totul, da? În continuare voi face și lecturări, da, la toate articolele mai interesante, da? Deci le veți putea și vedea pe YouTube sau asculta ca și podcasturi, da, pe platforma Anchor. Anchor. Poți downloada, da, acest articol în format PDF, să-l citești, recitești când vrei, unde vrei, da, de pe platforma asta cu PDF sau SlideShare sau mai jos de la semnul de agrafă, da, deci am semn de agrafă aici, dai click și poți descărca PDF-ul, poți să-ți faci o bibliotecă virtuală, da, din articole care ți-au plăcut, să-ți fie la îndemână oricând. Pe această platformă Patreon și pe Buy Me a Coffee poți sprijini sponsorizând activitatea mea ocazional cu ce sumă vrei sau deveni membru, membership lunar și având acces astfel apoi la materiale bonus accesibile doar sponsorilor. E vorba de niveluri $5-$10 sau mai mult. Poți opta spre pe un nivel, deci asta e un membership lunar. Și vei avea acces la bonusuri, da? Articole și materiale video și PDF-uri, podcasturi, book-uri accesibile doar de către membrii patroni, da? Patreon sunt numiți patroni, patroni, cei care sponsorizează activitatea creatorilor de conținut, da? Cum sunt eu. Aici un link și toate site-urile, conturile mele, activitatea mea. Poți să vezi și acolo toate și toate grupurile, toate paginile, site-urile, blogurile, o grămadă de resurse acolo utile. Ok, mulțumesc pentru atenție. Ok, aici. Și vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.